Gruparea QAnon, cunoscută pentru răspândirea unor teorii ale conspirației, a dispărut complet după rezultatul alegerilor din Statele Unite. În timp ce democrații sărbătoreau în stradă alegerea lui Joe Biden în funcția de președinte, contul grupării a fost șters de pe internet odată cu înfrângerea lui Trump. Victoria obținută de Joe Biden în scrutinul prezidențial din Statele Unite nu a fost primită cu brațele deschise de către toată lumea, mai ales de către susținătorii mișcării QAnon. În timp ce unii dintre ei au trimis mesaje de descurajare la adresa președintelui ales, mulți conspiraționiști au părut că își pierd din entuziasmul pe care îl aveau înainte de alegeri. Timp de mai mulți ani, conspiraționiștii au fost asigurați că Trump va câștiga din nou alegerile prezidențiale. Un cont de pe forumul online denumit Q a alimentat constant această teorie și a susținut că miliardarul republican va învinge așa numitul stat paralel și îi va aduce în fața justiției pe liderii cultului. După înfrângerea lui Trump, însă, membrii grupării nu au mai postat niciun mesaj, iar activitatea lor pare că a încetat. Fostul președinte a refuzat să condamne grupul pentru răspândirea teoriilor conspiraționiste în timpul mandatului său și a preferat să spună că adepții mișcării sunt patrioți.